ministru, domnul inspector general, vă mulțumesc pentru invitația care ne-ați adresat-o domnului Canacheu și mie de a fi prezent la acest moment de bilanță al dumneavoastră. Nu pot decât să spun ceea ce știți și dumneavoastră. A fost un an greu pentru Poliția Română ca pentru toți cetățenii români. A fost un an de austeritate pe care l-am resimțit cu toți. Pentru dumneavoastră, însă, în calitate de polițiști, a fost de două ori mai greu, pentru că, pe lângă problemele pe care le aveți ca cetățeni în uniformă, dumneavoastră aveți și problemele care sunt generate de creșterea infracțiunii, la care dumneavoastră, cu mijloace mai puține, trebuie să-i faceți față. Deci, din punctul meu de vedere, rezultatele care au fost prezentate aici ne permit și îmi permit și mie să ne exprim mulțumirea pentru eforturile care le-ați făcut de două ori într-un an foarte greu, un an prin care am trecut cu toții împreună. Cred că toți cei care sunteți aici în sală, sper și cei din prezidiu, suntem de acord că procesul de modernizare, eficientizare, de reformă a Poliției Române trebuie să continue. Sper că toată lumea suntem de acord cu acest lucru. Este însă o problemă. Eu am un handicap mare. Fiind ardelean, la noi nu mă obișnuiește întâi să măsoare și după aia să taie. La noastră și în alte părți prea des s-a întâmplat că întâi s-a tăiat și după aia se măsoară. Din punctul meu de vedere, însă, orice proces de reformă, de eficientizare, de modernizare, de restructurare am face, nu își va putea arăta rezultatele dacă nu vor exista și mijloacele materiale, financiare, în primul rând, necesare pentru realizarea misiunilor dumneavoastră. Ordinea publică, siguranța, combaterea infracțiunilor, sunt operațiuni care necesită fonduri. Și eu vă spun ca parlamentar, una din chestiunile care m-a deranjat tot timpul a fost faptul că prea des ne vin în Parlament fie ordonanțe, fie proiecte de legi privind scoaterea din rezervele de stat a unei cantități de combustibil ca să poată să meargă mașinile și alte mijloace ale Ministerului de Interne sau ale Ministerului Apărării. Prea des ne batem cu propuneri de a restructura, de a mai găsi niște modalități prin care să fie acoperite anumite nevoi de dotare. Prea des și pentru mine absolut de neînțeles este de ce în ultimii 2-3 ani, aproape în fiecare an, cum începe să dea bruma, împreună cu doamna Irina Alexe, secretar de stat care se ocupă de activitatea parlamentară, începem să căutăm soluțiile juridice pentru a amâna încadrarea absolvenților de Academia Națională de Poliție pe anul viitor, pentru că nu sunt fondurile necesare pe ultimele luni. Și suntem conștienți de acest lucru, aveți tot sprijinul nostru, dar cred că e o situație pe care ar trebui să o depășim. Profit altfel de faptul că este prezent domnul prim-ministru și abuzez poate puțin spunând că am convingerea, dacă ar fost al prim-ministru, spuneam că am speranță. Am convingerea că domnul prim-ministru va găsi soluțiile și pentru dumneavoastră ca acele mici, dar nu neimportante drepturi pe care le aveți salariale restante, mă refer la drepturile de hrană și de echipament, să poată să fie rezolvate și în ministerul dumneavoastră. Cred că e și o chestiune care ține de eliminarea oricărei discriminări între dumneavoastră și alte instituții de forță din România. Vreau să vă spun în încheiere că veți avea întotdeauna, e de la sine înțeles, dar eu țin să o confirm oficial, veți avea întotdeauna sprijinul Parlamentului, sprijinul meu personal, indiferent de poziția pe care o să o am în continuare, pentru că suntem cu toții convinși de rolul crucial pe care Poliția și, în general, Ministerul de Interne, dar Poliția îl joacă în asigurarea unei vieți normale a societății românești. Mi-a plăcut citatul care l-a spus domnul
domnul inspector general, nu e al nostru, ci datul pe care l-am spus pe ecranele televizoarelor. Și vă rog să ne înțelegeți că noi avem niște probleme de conștiință mult mai mari, poate, decât alți oameni. Și calitatea de parlamentari avem, într-adevăr, oportunitatea să cunoaștem problemele din discuțiile cu domnul inspector general. Popa, care vreau să-i mulțumesc public, cu puțin timp în urmă, chiar am avut o discuție extrem de aplicată cu toți membrii Comisiei la Poliție, cunoaștem problemele pe care are executivul, dar cunoaștem și cealaltă parte. Suntem în contact și cu organizația noastră profesională, sindicate de politici, tot ce vreți dumneavoastră. Suntem mai ales în contact cu oameni care, mai ales în mediul rural, au probleme cu postul de poliție local, cu toate aceste lucruri. Și de aceea vă asigur că acest mesaj pe care vi l-am dat, că vă veți bucura de tot sprijinul nostru, este un mesaj sincer, adevărat și de care veți beneficia în realitate. Încă o dată, vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru prezentarea care ați făcut-o și pentru colaborarea excelentă pe care am avut-o între Parlament și Poliția Română. Și vreau să vă spun că ieri n-am avut telefoane când mi s-a furat cablul care ne conecta Parlamentul la rețea. Vă mulțumesc!